Salutare, dragi prieteni, aici Florin de la Ora Autonavi. Vă prezint proiectul realizat astăzi pe un super Hyundai Santa Fe, an 2012, unde s-a instalat un sistem de ultimă generație 2021 cu integrare perfectă în bordul mașinii, după cum se vede. Un aparat foarte puternic, 4 GB cu 64, un octa-core cu sloturi de USB aferente care s-au pus în torpedou, s-au instalat în torpedou mașinii, două sloturi de USB unde putem pune muzică, filme, tot ce ne place, inclusiv slotul de cartelă SIM 4G. Asta înseamnă că în acest locaș, fără nicio problemă, cu o cartelă care știe să facă internet, o cartelă de la orice provider de telefonie, Digi, Vodafone, Cosmote și așa mai departe, fără nicio problemă, cu o cartelă de internet, aparatul devine independent pe partea de internet. După cum se vede, o claritate nemai văzută, un 4K, un procesor foarte puternic, după cum se vede, o claritate foarte bună, acest aparat care l-am instalat domnului. Aici avem funcția de YouTube, binecunoscutul YouTube, cu toate funcțiile lui, unde putem vizualiza conținut media, videoclipuri, muzică și tot ce ne place. De asemenea, vine cu funcția de radio, un radio foarte puternic, un radio care știe să recepționeze foarte bine radio, spre deosebire de alte modele pe care le mai găsim la ora actuală pe piață. Este un radio foarte puternic care știe să proceseze semnalul, recepția radio, așa cum procesează și originalul. De asemenea, vine cu un procesor de sunet DSP foarte foarte mișto, din punctul meu de vedere, cu toate reglajele, surround, bass, enhancement, bass filter, toate funcțiile de pop, rock, jazz, după bunul plac. Credeți-mă, nu am cum să dau drumul la muzică, deoarece YouTube-ul și TikTok-ul mă penalizează, dar este de o calitate sunetul și domnul a spus că s-a îmbunătățit cu adevărat. De asemenea, vine cu funcția de Bluetooth, binecunoscutul Bluetooth, astfel încât nu mai e nevoie să mai folosim deloc telefonul în timpul mersului. I-am instalat și un microfon, un microfon foarte discret și foarte puternic, unde domnul poate să-și inițieze apelurile direct din ecranul mașinii, fără a mai fi nevoit să mai folosească telefonul, să ia amenzi de la poliție sau mai știu eu ce necazuri să pățească. Cam așa arată meniul aparatului, vine cu un CarPlay, un CarLink, după cum se vede aici, nu știu cât focalizează, care știe să facă CarPlay cu Android, CarPlay cu iPhone. Vine cu funcția de magazin Google Play Store, astfel încât toate aplicațiile din Google Play le putem instala direct pe aparat. Bun, acesta am fost eu, Florin de la Ora Autonavi. Dacă ți-a plăcut proiectul meu, dă-mi un like acolo, scrie 0751959226, este numărul de telefon la care mă puteți găsi. Stăm de vorbă, mă căutați pe Google, pe Facebook, Ora Autonavi. Dacă ți-a plăcut proiectul, să discutăm despre acesta sau despre orice alt proiect, pentru că eu știu să fac aparate pentru orice tip de mașină. Ciao, ciao!